Lăudat să fie Iisus Hristos, sunt Horația Brudan, bun regăsit la buletinul de știri Maria TV din această săptămână. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Învierea lui Hristos ne spune nouă poporului său, nu vă temeți, când totul pare pierdut și atunci putem spera, pentru că există înviere. Dacă după Vinerea Mare, când totul părea pierdut, a sosit Duminica Paștelui, atunci este speranță în orice situație. Mesajul acestei zile este că există înviere, iar noi trebuie să căutăm pacea. Aceasta este calea pe care Iisus ne-a arătat-o pe cruce. Vocația creștinilor este să-L urmeze pe Iisus, fiindcă ei îl urmează pe Hristos cel răstignit și înviat. A afirmat excelența sa Iosif Ciobapal, episcop diecezan, în omilia sa rostită în cadrul Sfintei Liturghii Pontificale celebrată în Domul Sfântul Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică, în solemnitatea Învierii Domnului, duminică 31 martie 2024. Cateheza Papei din cadrul audienței de miercuri. Dreptatea, cea de-a doua dintre virtuțile cardinale, s-a aflat în centrul catehezei Papei Francisc din cadrul audienței generale de miercuri 3 aprilie din piața San Pietro. Definind dreptatea ca o virtute socială prin excelență, pontiful a evidențiat că este virtutea celui drept, care urmărește să reglementeze în mod echitabil relațiile dintre oameni. Reliefând importanța fundamentală a dreptății pentru coexistența pașnică în societate, Papa Francisc a explicat că o lume fără legi care să respecte drepturile ar fi o lume în care nu ar fi posibilă existența, o lume asemănătoare unei jungle, fără justiție impunându-se legea celui puternic asupra celui slab. Papa Francisc a atras atenția asupra jumătăților de adevăr și a discursurilor subtile care urmăresc să înșele aproapele, sublinind că reticența care ascunde intențiile rele nu este o atitudine în concordanță cu dreptatea, omul drept fiind integru, simplu și direct, fără măști, el prezentându-se așa cum este, spunând adevărul. La finalul audienței generale, Papa Francisc și-a exprimat adânca amărăciune pentru uciderea voluntarilor care desfășurau activități umanitare în fâșia Gaza. În cadrul saluturilor în diferite limbi, gândul Papei Francisc s-a îndreptat ca de obicei către tineri, către cuplurile de soți care s-au căsătorit de curând, către cei bolnavi și către vârstnici, dorindu-le să primească în inimile lor bucurie și pace, darul ale lui Hristos cel înviat. Ansamblu muzeal catolic al Episcopiei de Iași. În urma demersurilor inițiate de Episcopia Romano-Catolică de Iași, Ministerul Culturii a acordat avizul prealabil privind înființarea Ansamblului Muzeal Catolic Iași. Necesitatea înființării unui muzeu catolic la Iași s-a conturat în contextul descoperirilor cu valoare istorică și de cult, făcute cu ocazia restaurării Catedralei Istorice Adormirea Maicii Domnului din Iași, inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Iași în anul 2015. Numeroasele bunuri culturale specifice, obiecte de cult, veșminte preoțești, însemne religioase, precum și bunurile de natură arheologică, monede, fragmente de ceramică, reprezintă valori patrimoniale deosebite care trebuie supuse proceselor de conservare și restaurare în scopul promovării lor și a cunoașterii culturii catolice de pe aceste meleaguri. Ansamblul muzeal catolic Iași cuprinde pentru început trei spații, Catedrala Adormirea Maicii Domnului, Cripta Catedralei Istorice și Memorialul Durcovici, aflat la subsolul Catedralei Sfânta Fecioară Maria Regină. În perioada următoare va fi amenajată în Cripta Catedralei prima expoziție permanentă a noului muzeu. Calea Sfintei Cruci în parohia Haieu, Băile 1 Mai. Cu binecuvântarea preasfinției sale Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, parohia greco-catolică Nașterea Maicii Domnului din Haieu, Băile 1 Mai, invită pe toți credincioșii duminică 7 aprilie de la ora 16 să facă un popas spiritual pe drumul credinței prin rugăciunea Calea Sfintei Cruci. Drumul crucii va fi însoțit de interpreții Mariana Angel, Remus Bondar și Corina Marta, cu pricesne special pregătite pentru perioada postului mare. Evenimentul va fi transmis în direct la Maria TV și Radio Maria. Rugăciunea Calea Sfintei Cruci este o devoțiune specifică postului mare care constă în 14 stațiuni de meditație și rugăciune, reproducând cele mai semnificative momente ale pătimirii Domnului nostru Iisus Hristos, de la condamnarea Lui până la moarte și punerea Lui în mormânt. Conferința Europeană a Copilăriei Misionare în România.
Responsabili ai copilăriei misionare din 25 de țări ale Europei se vor întâlni în perioada 70 aprilie la Mănăstirea Carmelitană de la Ciofliceni, în cadrul întâlnirii europene a copilăriei misionare. Opera pontificală a copilăriei misionare este una dintre cele 4 opere pontificale misionare, instituite și coordonate de către Sfântul Scaun. Celelalte 3 opere sunt Opera Pontificală pentru Propagarea Credinței, Opera Pontificală a Sfântului Apostol Petru și Opera Pontificală a Uniunii Misionare. Opera Pontificală a Copilăriei Misionare animă și formează copiii până la 14 ani și educatorii acestora din punct de vedere misionar pentru a trăi în comuniune misionară și pentru a realiza activitățile misionare locale pe care și le propun în comunitățile lor. Încheiem aici ediția știrilor Maria TV din această săptămână. Vă invităm să rămâneți în continuare cu programele noastre. Hristos a înviat! Lăudat să fie Iisus Hristos!